tale va avea loc la Madrid un summit NATO pe care chiar dumneavoastră l-ați definit ca fiind de importanță istorică. Și pe surse a apărut ieri deja în presa română că va fi redefinit conceptul strategic al alianței. Printre altele, citez, Rusia va fi definită ca amenințare directă la adresa securității transatlantice. Și aș vrea să vă rog să explicați pentru cei care ne urmăresc ce înseamnă acest lucru și ce înseamnă el pentru România. Bun, orice organizație care se respectă și NATO este o organizație absolut excepțională, cea mai de succes alianță din istoria umanității. Avem un cadru strategic după care ne ghidăm. Avem textul nostru fundamental, Tratatul de la Washington, din 1949, care spune cine suntem, care ne sunt valorile și misiunea. Faimosul articol 5 al mușchetarilor, unul pentru toți, toți pentru unul, este acolo și rămâne astăzi la fel de valabil niciun centimetru pătrat de teritoriu aliat care să nu aibă de plina noastră protecție de securitate. Al doilea document ca importanță este conceptul strategic, care definește pe un interval de timp mediu, cam 10 ani de zile, modul în care noi vedem și anticipăm climatul de securitate internațional. În precedentul concept strategic din 2010, cum se schimbă lumea asta, Rusia era definită ca partener strategic al NATO, nu era nicio vorbă despre China, și era, defineam lumea ca fiind o lume în pace și fără riscuri de securitate și de război în Europa. De atât ce aduce un deceniu, sau un deceniu și un pic, în viața umanității, în această perioadă foarte convulsivă a istoriei noastre, ca oameni, ca specie, ca Europa, ca Românie. Și atunci, în mod evident, dacă te uiți la o Rusie care își invadează cu brutalitate vecinii, care face ceea ce face, evident că nu mai este partenerul nostru strategic, ci este un oponent față de care trebuie să ne organizăm. Sunt și alte lucruri interesante acolo, sunt lucruri legate de noile tehnologii, lucruri legate, ajungem și acolo, chestiuni legate de competiția între marile puteri, a revenit competiția între marile puteri. Ce numim în engleză Great Power Politics. Acest lucru părea să se fi terminat odată cu colapsul comunismului în 89. Apropo de marile puteri, v-aș ajuta să facem o paranteză, să explicați pentru cei care ne urmăresc ce se înțelege prin capcana lui Tucidide, pe care ați menționat-o și ieri în întâlnirea de la universitate și care se referă, bineînțeles, și la ce va face NATO. Bun, Tucidide este un istoric din Grecia Antică, care a scris excepțional de profund și într-un sens de anticipație competiția între Atena și Sparta, în care hegemonul momentului Atena se simțea invers, Sparta și Atena. Și el a definit capcana, care este de fapt o dinamică foarte complicată între hegemonul de astăzi și challengerul la hegemonie. Cel care vrea să ia locul ca hegemon. Și dacă ieri era Sparta și cu Atena, după aceea a fost Imperiul Britanic cu Germania, după asta a fost Statele Unite cu OSS-ul, acum avem Statele Unite cu China și acest lucru, evident, are un anumit grad de risc, de complexitate. Sunt mai multe feluri în care se tratează de-a lungul istoriei relația între puterea dominantă a zilei și challengerul care vrea să ia locul. De multe ori e vorba de competiție. De cele mai multe ori această competiție s-a tranșat prin război. De câteva ori s-a tranșat printr-un fel de aranjament dinamic între cele două puteri. Competiție foarte intensă cu elemente de colaborare și un fel de regăsire a unui echilibru între cele două puteri. Să sperăm că vom putea să evităm conflictul. Dar este o perioadă foarte complexă în care raportul de putere economică, strategică, tehnologică, la nivel global se schimbă. Zona Asia-Pacific devine o zonă care are masa critică cea mai importantă. Așa, ca un fel de element vizual, dacă acum 60-70 de ani centrul de greutate economică, dacă ne-am uitat la harta lumii și am spune unde sunt
economiile cele mai puternice, centrul de gravitate era undeva în Atlantic, s-a mutat în anii 90 undeva prin zona noastră și acum este undeva dincolo de Kazakhstan. Venirea Chinei, venirea Indiei, Vietnam, Indonezia, Filipine, foarte multe țări care sunt foarte, foarte dinamice. Deci acest transfer cu putere economică și putere tehnologică are întotdeauna consecințe politice și strategice. Avem în continuare astăzi țările din NATO, avem astăzi cumulat mai mult de jumătate din PIB-ul global. Astăzi, cumulat țările din NATO, 1 miliard de oameni din 30 de țări, să sperăm că o să fie 32 cu Finlanda și cu Suedia, avem peste 80% din premiile Nobel. Avem în continuare cele mai bune universități, inclusiv universități cum sunt aici în Cluj. Avem în continuare lume liberă care gândește și creează. Dar avem și o competiție, asta vreau să spun. Întotdeauna competiția între marile puteri nu este o competiție exclusiv între economie, PIB, tehnologie, armată, resurse, populație. Întotdeauna e o competiție între idei. Între ideea de organizare a societății, Sparta era mai militaristă, Atena era mai democratică. America și aliații săi, inclusiv noi în NATO, suntem societăți deschise și libere, China și ceilalți apropiați ai săi, inclusiv Rusia, sunt societăți autocratice. Și ceea ce vreau să vă spun celor care sunteți din generațiile mai tinere, avem de multe ori tentația să ne uităm la viață și la competiție exclusiv prin prisma expresiei materiale a acesteia. Ideile întotdeauna au precedat orice altceva. Ideea, modul care te organizezi, ideea pentru un business, ideea pentru o teză de doctorat, ideea pentru un film, este mai importantă pentru o creație, pentru o pictură, pentru un film bine făcut, pentru o emisiune serie, un talk bine făcut, este mai importantă decât execuția sa. Puterea ideii este mai mare decât puterea banului. Întotdeauna este cea care stabilește raportul de forțe și empatia și tracțiunea pe care aceasta o are sau nu o are. Poți să ai oricâți bani, cineva cu o idee mai valoroasă și mai generoasă și care atrage lumea alături de ea va fi mai puternic decât unul care are o armată mai mare decât tine. Sunt lucruri intangibile, cultură, empatie, entropie sau lipsă de entropie socială, chestiuni mult mai ginga și ele fac parte din putere, nu doar elementele pe care le poți citi într-un atlas economic, dacă vreți, sau militar. Am închis paranteza și v-aș întoarce la întrebarea precedentă. Cum se repercutează asupra României schimbarea conceptului strategic al NATO, Marea Neagră? Bun, pentru mine și pentru noi este puțin surprinzător. De ce un jucător atât de calculat, un jucător practic de șah, cum este președintele Putin, care a jucat în perioada precedentă foarte, foarte atent și riguros? S-a dus în Siria din nou, a revenit în Libia, a trimis trupe în Kazakhstan când a început un risc de destabilizare acolo și are în armată doar care măsură capacitățile militare. Acest element de credem noi, de greșeală strategică profundă cu privire la războiul din Ucraina, a creat o dinamică pe care cred că nu a anticipat. Și revin la întrebarea ta. A crezut în primele zile că ucrainenii îi vor primi cu flori și cu brațele deschise. Chiar au crezut acest lucru. Au crezut că armata ucrainiană este o armată atât de prost pregătită și de lipsită de voința de a-și apăra țara, încât vor merge într-un fel de marș triumfal către Kiev. De unde și cu asta organizarea primei etape a campaniei? În plan mai profund, mai țineți minte că înainte de invazia Ucrainei au cerut către NATO și către Statele Unite să ne retragem forțele de pe flancul estic dincolo de 1997, când am început să extindem NATO, har Domnului că suntem în NATO, au spus să terminăm cu politica ușilor deschise, să nu mai primim noi membri, și în general au vorbit de, practic, de reîntoarcerea la situația de înainte 1997. Și fără prezență militară NATO pe flancul estic.